toți privitori și ascultători despre Romanul De Altădată în emisiunea Amintiri, Amintiri. Suntem în vatra orașului Roman, a târgului Roman. De aici a pornit și s-a extins târgul Romanului. Suntem pe un promontoriu, pe un vârf de deal, la confluența apei Moldovei cu apa Siretului, pe o fâșie de pământ, de unde s-a format acest târg, la o altitudine de 190 de metri altitudine. De aici se vede hăt în orizont o largă și frumoasă perspectivă vizuală. În valea spre apus se vedeau căsuțele mici, șerpuitoarea apa Moldovei și un platou uriaș până la piscul Ceahlăului. O splendidă panoramă. Aici, lângă spital, pe niște scări istorice, deși vă spun că noi ceea ce facem aici este emisiunea Amintiri, Amintiri, acele scări au fost călcate de doctorul Borada Mihai. Doctorul Borada s-a născut la 1841 și a murit în 1918. A studiat la Paris și a fost slujitor al lui Hipocrates, adică medicina, și al lui Orfeu, adică muzica, compozitor, pianist, membru fondator și președinte al Societății Culturale Miron Costin, în 1907, până la moartea lui. La această societate, vicepreședinte era profesorul Nicolae Apostol, care a avut elevi pe Mihail Sadoveanu și pe Cezar Petrescu. Activitatea doctorului Mihail Borada se împărțea în patru: spitalul, muzica, cultura, în viața socială a Romanului, și familia. Ulterior, această casă a fost a lui Schwarz. Suntem alături de alt Schwarz, Schwarz care a avut cinematograful. El a avut trei băieți, Schwarz. Și o fierărie lângă librăria și tipografia Beram Tatăl. Printre compoziții menționăm Marșul Societății Vânătorilor din Roman. Și dacă prin 1930 Ion Vasilescu a scris melodia Fetițe dulci din București, în lumea asta nu găsești. Și dacă se spunea că la Brăila sunt fete frumoase, să știți dumneavoastră că la începutul acestui secol și în Roman erau fete frumoase. Și pe doctorul Borada Mihail, care era și mare compozitor și pianist, a compus cântecul, valsul Frumoasele Romanului, Le Belle de Roman. Deci la începutul secolului, în cetatea Romanului, existau domnițe grațioase și trebuie să spunem că și în prezent, la tot pasul, întâlnim frumoasele Romanului din zilele noastre. Așa-i, fetelor, ne mândrim cu voi că sunteți partea vie a orașului Roman. Încă înainte de 1800, spițerul, magistratul Iohannes Simeon Bruckner, construiește prima spițerie pe nume Minerva, în partea de est a clopotniței de la Biserica Precista Mare. În anul 1800 el construiește această casă, care este în spatele meu, cu balcon și coloane, cu acareturi și grajduri. Acest spițer a dat în secolul trecut un impuls dezvoltării farmaciilor din Târgul Romanului. Astfel, în 1941, în Roman existau 6 farmacii, printre care a familiei Tibinca, Horowitz, Decker și câteva drogherii.
actualul director al Clinicii Medicale Colțea, dr. Ioan Bruckner, cardiolog, fost ministru al sănătății în anul 1997-1998, este urmașul acesteia. La începutul secolului trecut, francezul Rige, protestant, când a văzut uciderea în masă din noaptea hugenoților, a fugit în Germania, unde a trecut la catolicism, iar numele i-a fost germanizat în Riegler. S-a stabilit apoi la Roman, în această casă, unde a avut 4 băieți, medicul Maurice Riegler, medic la spital și profesor la gimnaziul Roman Vodă, Emanuel, medic profesor de farmacologie și terapeutică la Universitatea din Iași, cu studii în domeniul chimiei și fiziologiei medicale, Paul, medic veterinar, director al Institutului de Servovaccinuri din București, iar al patrulea a avut o cofetărie în București. În prezent, pe linie feminină, Stefanie, fata lui Mauriciu Riegler, este căsătorită cu academicianul Bălăceanu Stolnici, un urmaș al bălăcenilor de viță nobilă. În anul 1942, cofetarul Mitică Savin cumpără cu 1.200.000 de la văduva lui Mauriciu Riegler casa, care avea în față o grădiniță și în spate un teren de peste jumătate de hectar. Fiind un foarte bun gospodar și întreprinzător, Mitică Savin a plantat în spate, în această livadă, peste 300 de pomi fructiferi de toate soiurile. A amenajat în față un havuz, în grădinița cu câțiva braji, și a construit în fostul graj și dependințe două apartamente ulterior demolate. Deși patina vremii și-a pus amprenta asupra casei, ea este degradată, istoria acestei case a avut o influență benefică asupra orașului nostru, punând bazele dezvoltării farmaciilor. Membrii familiei Riegler s-au impus prin studii și cercetări în medicină și prin cultură, iar primarul, Mauriciu Riegler, s-a ocupat temenii de administrația acestui oraș. Aici suntem la cetatea de pământ, cetatea Mușatină. Existau acum, cu mult de vreme în urmă, pe la 1300 și ceva, niște palisade simple din lemn și din pământ. Târgul s-a numit atunci, în limba greacă, polis, oraș, deci înseamnă că avea caracter de oraș. Aici era agora. Aici a început un fenomen protourban, adică deformarea începutului de oraș. Aici, în statul Dac, Burebista, pe vremea lui, exista o așezare numită Davă, de unde și numele de Smirodava, Sucedava, Petrodava. Aici au venit pe de o parte romanii și pe de altă parte popoarele migratoare. Acum, sunt foarte multe de spus aici. Roman Vodă intitula acest loc Samodârjeț, singur stăpânitor. Românii din Maramureș au trecut la răsărit de Carpați și au reușit să-i bată pe tătari la Roman. Aș vrea să vă explic evoluția târgului Roman de la cetatea Mușatină de pământ încolo. Aici aproape era o bolniță la spitalul, la o bolniță lângă actualul spital, la mănăstirea Precista Mare, pentru că era și mănăstire. Bineînțeles că alături era un cimitir. Lângă biserici, de multe ori erau cimitiri. Și atunci cimitirile au fost lângă Biserica Sfântului Neculai, lângă Biserica Sfinții Voievozi sau Biserica Albă, lângă Biserica Armeană și jos la Biserica Sfântului Gheorghe, unde era cimitirul robilor. Deci, aici era marginea Romanului. După aceea, s-a găsit un cimitir medieval la întretăierea străzilor Miron Costin și Petru Rareș, deci acolo era marginea Romanului. Cimitirul evreiesc, despre care
Ioan Sturza Voievod pomenește în Hrisovul din 1825, a fost mutat în 1872, desfințat și unde este acum. Acel cimitir a fost unde este acum liceul Roman Vodă. Deci acolo era marginea Romanului. Iată deci cum se întinde orașul din ce în ce mai mult. Cimitirul catolic, exista un cimitir mic unde acum biserica catolică, mi-aduc aminte că am și văzut câteva morminte rămase, și pe strada 11 februarie lângă școala numărul 3 a fost un cimitir cu pietre mari de marmură neagră, marmură albă, marmură gri, care s-a denumat prin 1942-43. Deci acolo era marginea. Și, în fine, ultimele cimitire sunt cimitirul creștin, care îl cunoaște toată lumea, la marginea, partea dinspre nord a orașului, unde este cimitirul ortodox, cimitirul catolic, cimitirul armenilor și cimitirul lipovenesc. Iar cimitirul izraelit s-a mutat între Bălcescu și Târgul Romanului. Iată, deci, cunoscând cimitirile, ne dăm seama cum Romanul s-a extins de la Vatra, unde suntem acum, până încolo, spre gară și până la bariera despre București. Știi unde suntem acum? Da, la Casa Teodorii, medic care a fost la spitalul Precista Mare. Da. Exact. Alexandru Teodorii, la începutul secolului trecut, a fost medic la spital, un om de o cultură extraordinară, a fost doctor în medicină și doctor în filozofie, cu o cultură vastă. Tatăl său, Teodorovici, împreună cu el, au contribuit la lexiconul de la Buda, scris în 1825. Această casă, ulterior, a devenit Muzeul de Științe Naturale, care și acum s-a mutat în ultima vreme. De la înființare și până în 1884, seminarul nu a avut un local propriu. În 1892, episcopul Melchisedec, împreună cu preotul econom Ștefănescu Flor, cumpără un local propriu. Clădirea va fi completată în 1897 cu alte încăperi, după planurile arhitectului Alexandru Orescu. Enciclopedia Minerva menționează: Alexandru Orescu a trăit între 1817-1894, a fost profesor și arhitect. A fost rector al Universității din București, a fost ministru al cultelor. Ca arhitect a construit Universitatea București, Hotelul Carol din Constanța și a restaurat Mitropolia din Iași. Deci clădirea care este în spatele meu este făcută de arhitectul Alexandru Orescu. A publicat un manual de geometrie descriptivă. Dintre primii profesori menționăm pe preotul Ioan Ștefănescu Flor, care preda religia și Elina, Grăjdeanu, istoria, Groapă, geografia, Mels Noel, franceza. Suntem în Piața Gâdelui sau Piața Mare sau Piața Precista Mare. Gâde înseamnă călău. Deci aici era locul de execuție a condamnaților la moarte. Pe locul unde acum este bustul cronicarului Miron Costin, înainte de război, erau două patrate cu castani. Un patrat mai mare și un patrat mai mic. Între patratul mare și patratul mic erau o serie de tarabe. Aici era piața mare a orașului, a târgului. Iar actuala piață, care acum este piața municipiului Roman, era piața mică. Cu timpul aici piața și-a pierdut valoarea și a rămas piața acum unde este și acum.
În această piață, în anul 1909, la 24 ianuarie, profesorul Vucolce Dornescu, de la liceul, de la gimnaziul Roman Vodă, ține un discurs înflăcărat în această piață la a 50-a aniversare a Unirii Principatelor Române. After the first embrace from you, my senses knew that...